aveți emoții? Ce emoții? Pentru Victor, pentru Narcisa, eu știu. Nu, dragă, ce emoții să am? Pentru doi oameni maturi. Emoții, auzi, ce emoții? Mă duc eu să iau pe ăștia de gât pe tot. Cum a fost drumul cu motocicleta? Superb! Coco, mai vreau! Hai și mamă! Când dracu, cacu și plec. Când te întorci? Da. Tocmai bine. O apariție inedită în platoul Mireasă pentru fiul meu. Astăzi, ca invitat special pentru unul dintre concurenți, o avem pe... Mama lui Vic. Să rămână și bine ați venit. Sunteți mama lui Victor. Da. Doamna? Gabriela Vasiliu. Doamna Gabriela, o apariție inedită. Fiul dumneavoastră este pasionat de motoare. Ați vrut să-i faceți o surpriză, să veniți să-l vedeți și să-i aduceți aminte de pasiunea lui. Ce părere aveți despre fiul dumneavoastră? Ca mamă, una foarte bună, nu? Schimbat Victor pe sticlă față de cum știți dumneavoastră în viața de zi cu zi? Da, este, ce să zic, foarte reținut, un pic timorat. El este o fire mult mai veselă, mult mai, și asta mă surprinde. Cred că este un pic în fața camerelor, cu, știe că se aude totul. Cred că nu ești tu când ești sub lupă. Doamna Gabriela, cu ce gânduri a intrat Victor în această competiție? În primul rând să-și găsească bruneta cu părul lung și isteață. Se pare că a găsit-o. Să participe la un concurs, că îi plac concursurile. Să câștige marele premiu, dacă se poate, ca într-o competiție. Și... Dumneavoastră l-ați încurajat să vină în această emisiune? Ați fost de acord cu opțiunea lui? Da, da, da. Prima dată am zis, ce trebuie, la ce zic, dar dacă... Până la urmă, Victor a fost un copil care... Mă rog, copiii mei au fost întotdeauna obișnuiți să facă cam ce vor și i-am lăsat să facă, să-și aleagă drumul singuri. Și întotdeauna i-am susținut în ceea ce au vrut să facă. Deci am zis, da, de ce nu? Fiul dumneavoastră, când a pășit în această competiție, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, a zis că intră pentru o brunetă cu părul lung. Care era acea brunetă? Noi la un moment dat eram în ceață. Nu știu să vă spun. Asta e o întrebare. Eu, dacă nu am fost aici să văd emisiunea înainte de a intra în ea, nu pot să vă spun care era bruneta. Dacă era cea pe care a ales-o până la sfârșit sau... era alta sau... Ideea este că acum este cu cine îi place. Cred că e cel mai important. Credeți că îi place lui Victor de Narcisa cu adevărat? Dumneavoastră îl cunoașteți cel mai bine. Da, cred că îi place. Are, și să vă spun ce simt, are ceva care și mie îmi place. Ce vă place dumneavoastră? În primul rând că face gropiță. Să înțeleg că e o moștenire de familie și a dumneavoastră și a lui Victor și vă doriți și Narcisa să aibă același lucru. Da. E un ceva care a atârnat un pic în balanță, că nu poți să spui că îți place cineva doar că îl vezi la televizor. Trebuie să-l cunoști. Ce părere aveți despre relația celor doi? Cum îi vedeți dumneavoastră de afară? Ce îi îndruma să facă mai departe în competiție? De afară pot să spun că i-am văzut puțin. Pentru că nu sunt foarte activi, nu sunt foarte băgăcioși amândoi, nu știu, eu... I-aș îndemna să fie mai în față, mai activ, mai să facem mai multe chestii acolo în casă, nu știu. Mai ales că vorba și de competiție. Da, tocmai. Și atunci cum să te voteze și cum să te vadă cei care sunt dragi și care te iubesc dacă nu... Deci trebuie luptat mai mult. Luptat în ghilimele, da? Câteva calități pe care le apreciați la Narcisa și ce nu vă place? Poate există și ceva ce nu vă place. Din ce se vede așa, fără să stau de vorbă față în față, în primul rând e foarte francă, ceea ce e de apreciat. Nu întotdeauna e în avantajul ei, e adevărat. Zâmbește foarte frumos și eu nu înțeleg de ce nu zâmbește mai mult. O să o sfătuiesc să zâmbească mai mult. Cred că a primit mai multe mesaje de acest gen. Îmi place că sunt împreună și Victor este genul care, dacă are lângă el fata pe care, cu care se potrivește, atunci nu o scapă din ochi. Nu în sensul... Se potrivesc, sunt împreună. Nu îi văd, mănâncă unul separat celălalt, cât îi văd, v-am zis, în puținul timp care apar. Este un show matrimonial, este o competiție, ce deformează un cuplu, au dușmane, au prieteni, cum percepeți de afară?
fiind o competiție, au și dușmani. Dușmani. Nu cred că dușmani. Au competitorii cu care merg cot la cot, umăr la umăr sau mai rău. Asta e. Sunt într-o competiție, normal să aibă și competitorii acerbi. Competitori acerbi, probabil, ei știu mai bine, probabil că au văzut-o și pe Lorena. La un moment dat, Lorena l-a nominalizat pe Victor încă de la începutul relației cu Narcisa. Da, este normal în momentul în care vezi că s-a format un cuplu și că au șanse să meargă înainte, să te ajungă, să te depășească sau să fie la fel de buni. Și atunci, normal, trebuie să faci ceva și dacă ai mijloacele necesare, recurgi la el. Pe felul dumneavoastră îl considerați un învingător și un gen de băiat care rezistă unei competiții. Da, da. Victor este genul care dacă și-a pus ceva în cap, merge până la capăt, răzbește. Greu, da. Pe Narcisa nu știu de bine o cunoașteți. Dacă în acest moment își dorește să plece din competiție, ce să fiți? Să se bazeze foarte mult pe Victor, pentru că este genul de om care, alături de persoana la care ține, va răzbi bine de tot. Mesaj pentru cei doi? Îi iubesc. Toată lumea vă iubește. Aveți susținători. Mergeți înainte, nu clacați acum, că n-aveți de ce. Suntem cu voi. Mulțumesc frumos. Asta a fost tot. Cine sunt ei și pe cine caută? Victor, te iubesc! Mai stați puțin. Ce se întâmplă? Că suntem în direct. Poftim? Ce e asta? Ce e asta? Nu înțeleg. Cine perturbă liniștea emisiunii? Că e aici ca într-un templu, ca într-un sanctuar în emisiunea asta. Măi, ăștia intră peste noi, voi ați înnebunit, suntem în direct. Nu, dar nu-i oprește nimeni, ce? Ia uite ce bă aici. Staful, voi vedeți că intră ăștia peste noi aici, suntem în direct. Bună ziua, avem o emisiune în direct, dacă nu vă supărați, cred că ați greșit garajul. Deci, sunt mai multe garaje, într-unul dintre ele ținem noi emisiunea astăzi. Cine sunteți? Un invitat. Sunteți un invitat? Da. Am înțeles, v-a recunoscut înainte să... Vă rog frumos, veniți încoace. Vă rog frumos, veniți aici pe scări. Măi, Victor, cine-i măi? E iubita ta? Fosta ta iubită? E mama. E mama ta? Cea mai pa. Iubită. Doamna! Stați puțin! Dumneavoastră sunteți mama lui? Da. Sigur nu sunteți fosta lui iubită? Doamna. Voi fi iubita lui eternă. Iubita lui eternă, singura femeie din viața lui, sigur, nu e așa, dar în orice caz veți fi femeia la care se raportează toate celelalte din viața lui Victor. Păi mă bucur să vă cunosc, în orice caz, o apariție inedită. Mirela Boreanu Vaida, pe numele meu. Doamna Gabriela, vă rog să luați loc. Mulțumesc. Păi ce faceți, așa, din Italia, veniți pe motor? Nu. Dar de unde? Deci din București. Da, aici, din București. Doamna Gabriela, vă rog, simțiți-vă bine. Da, nu, că știu cum e... Mireasă pentru fiul meu. L-am văzut atingându-și mânușile de piele. Doamna Gabriela, dumneavoastră chiar motociclați sau doar ați venit așa? Nu, nu, a fost doar așa. Doar așa. O intrare spectaculoasă. O intrare spectaculoasă. Foarte frumos. Bun. Vreau să vă întreb așa. Dumneavoastră ați afirmat, în primul rând, că Victor a venit aici să-și găsească jumătatea, bruneta isteață cu părul lung. Credeți că ea este? Narcisa? Sper să fie ea, dacă ce el știe cel mai bine. Cum dacă se par cei doi din afară? Arată bine împreună și cred că se potrivesc, pentru că îi văd că puținul care se vede din afară sunt împreună tot timpul. Spuneți puținul care se vede din afară. Credeți că e vina lor că nu se vede mai mult? Sigur. De ce? Zic că da. Păi mai multă activitate, mai mult, nu știu, ceva... De afară se vede multă liniște, multă... Deci nu o să trebuie să fie. Nu știu. În sensul de puțină activitate. Prea puțină activitate. Dumneavoastră spuneați despre Victor că el este genul care, în general, agrează concursurile, este un om competitiv și că îi place să câștige. Da. Ceea ce poate dumneavoastră nu știți, când mă gândesc că erați pe drum, pe motor.
este că astăzi Narcisa și-a cerut nominalizarea de către toate mamele, iar Victor vrea să o însoțească. Și-or fi atins scopul? V-ați atins scopul? Gata? Asta cu siguranță. Da, dar atunci spiritul orice... competitiv unde este? Păi și... Faci. Competiția? Ce faceți cu competiția? Păi așteptăm să ne alăturați ca să ne susțineți. Claro. Păi unde să vă susțină? În casă. Păi dacă doamna Gabriela intră în casă și tu pleci, doamna Gabriela cum te mai, vă mai susține? Sau nu mai pleci dacă intră doamna Gabriela? Nu mai plec. Acum ce faceți? O provocare, da? Deci cum ar veni doamna Gabriela, totul este în mâinile dumneavoastră. Știu. Adică văd că îmi puneți în mâini o sarcină destul de grea. Eu îmi doresc să fiu alături de voi aici, de dumneavoastră toți, și m-aș bucura să fiu aici. Problema este că îmi trebuie un pic de timp. Deci lucrurile nu se pot face dintr-o dată. Îmi trebuie un pic de timp ca să ajung aici. Bun, însă dumneavoastră spuneți că dacă ați fi aici lângă ei, credeți că ei ar avea șanse să câștige? Da, de ce nu? Mai mult decât atât, spuneți despre Narcisa că este o tipă francă, directă, dar de multe ori nu e în avantajul ei. Simțiți că a avut de pierdut până acum? În general, când spui ceea ce gândești direct în față, fără să dai o formă mai... Diplomată? Mai diplomată, așa, să folosești mai multă diplomație, în general, nu e bine. Bun. Doamna Gabriela, ați produs multă vâlvă și multe lacrimi din ce am văzut aici printre concurenți în momentul în care ați intrat. Fiecare s-a gândit poate la mama lui de acasă. Am văzut Cornelia că își dorește foarte mult ca mama ei să fie astăzi aici. Cornelia, nu mama ta este astăzi aici, însă este o altă mamă pe care n-am avut până acum ocazia să o cunoaștem și poate ar fi timpul să o facem. O voi invita lângă mine pe doamna Cristina, mama lui George. Bună ziua și bine ați venit! Va intra rochița, tocul rochița, da, stați că vă ajută, problemă. George. Doamna Gabriela, nu știu dacă mai aveți timp să mai spuneți ceva, în orice caz sunt convinsă că vă susțineți fiul necondiționat. Așa că dreptatea dumneavoastră este de partea fiului și a Narcisei. Vreau să vă gândiți foarte, foarte bine, vă puneți de acord, luați deciziile foarte repede, vă mulțumesc că ați venit în platou, ne vedem după o foarte scurtă pauză.